Digitație. Ai nevoie tot timpul de digital. Mulțumesc foarte mult pentru vizualizare sau pentru vizionare. Salut! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru astăzi m-am gândit să vă povestesc cum am învățat eu să cânt la pian. Este istoria mea preferată, dacă pot să spun așa. M-am gândit încă de la început, când am luat hotărârea că o să încep să fac videoclipuri pentru YouTube, să vă povestesc despre acest subiect. Însă pentru că nu am un pian deocamdată și nu am nici prea mult material ca să vă arăt, l-am tot amânat. Însă ce rost are să-l amân atât timp cât vă pot povesti. Eu cânt la pian de la vârsta de 7 ani. Cred că totul a început de la fratele meu, care este și el pianist, sau era, nu mai știu nici eu dacă mai cântă sau nu. Fratele meu a fost dat la pian înaintea mea și pe el îl vedeam tot timpul cântând. Țin și acum aminte, aveam un pian negru cu coadă foarte mare, chiar de concerte aș putea să spun. Nu știu dacă era genul ăla foarte, foarte lung. O să inserez niște poze ca să vedeți despre ce este vorba. Este pianul ăla un pic mai micuț, dar cu coadă totuși. Și aveam un scaun tot așa negru, nu era un scaun de pian, nu știu exact pentru ce era acel scaun, care avea loc de 2 persoane și tot așa avea niște sertare unde puteai să pui partiturile. Țin și acum aminte cum ne așezam amândoi pe el atunci când cântam. Dar să revenim un pic mai devreme de chestia asta. Spuneam că îl vedeam mereu pe el cântând la pian și mă uitam așa cu plăcere de la capul pianului la mâinile lui cum cântă. Mi-a plăcut foarte mult cum cânta el încă de când eram eu micuță și el pentru mine a fost model. Visam noaptea cum cânta el la pian, piesele pe care le cânta, pentru că el cânta atât piese pe care le învăța la orele de pian, dar și cânta și piese clasice, piese care lui plăceau, pe care le descărca de pe internet și făcea rost de partituri astfel și le cânta. Era foarte talentat și le interpreta și foarte bine. Eu noaptea visam cum el cânta la pian și visam totodată că eu cânt la pian ca el, după el. Deci nici măcar nu eram la școală, nici măcar nu știam să citesc, nici măcar nu știam eu prea multe, dar eu mă visam cântând la pian. Nici eu, nici fratele meu nu ne-am născut dintr-o familie de muzicieni. Însă cred că acesta a fost darul lui Dumnezeu pentru amândoi. De fiecare dată când fratele meu termina de cântat la pian, eu mă așezam pe scaun și încercam să reproduc ceea ce a cântat și el. Nu mi-eșa de fiecare dată, bineînțeles, pentru că nu aveam cunoștințe muzicale, însă încercam cu un deget, cu două, nu mai știu exact, însă încercam să cânt și eu. Și chiar îmi ieșa, cântam melodia pe care eu o auzeam. Mami, care a văzut în mine talentul ăsta sau înclinația mea spre pian, pentru că și cântam din voce, aveam o voce frumoasă. Cineva îmi spusese la un moment dat că aveam o voce ca de clopoței. Cum răsună clopoței, așa era și vocea mea. Și văzând în mine talentul ăsta și inclinația asta spre muzică, faptul că aveam ureche muzicală, a hotărât că mă va da la pian. M-a dus la profesoara cu care făcea și fratele meu ore de muzică, ore de pian. Însă, la prima vedere mi-a spus că nu mă va primi pentru că sunt prea mică. Aveam, cred că, undeva la 6 ani și profesoara m-a întrebat dacă știu să citesc. I-am spus că nu și a vorbit cu mami și a spus că nu mă poate primi pentru că trebuie să știu să citesc. I-a sugerat să mai aștepte puțin, să intru la școală în clasa 1 și apoi mă va primi pentru că era un pic mai dificil. Pentru că nu știam să citesc, aveam nevoie să știu să citesc notele și, na, neștiință, nu puteam să fac lucrul acesta. Am intrat în clasa 1 și am început orele de pian. Țin minte că mergeam fiecare marți, mergeam însoțită de mami, mă duceam fiecare marți. Mami era foarte strictă
la capitolul exersare la pian, la capitolul repetiții, așa spuneam eu, că mă duc să fac repetiție la pian și stătea tot timpul, dacă pot să zic așa, l-a figurat cu bățul pe mine. Deci niciodată nu puteam să scap de lecțiile de pian. La început nu mi-a plăcut, pentru că mi se părea că ceea ce cânt eu nu este la fel cu ceea ce cântă fratele meu, el fiind avansat, bineînțeles. Iar eu, când eram la capitolul exerciții, nu prea-mi plăcea, pentru că, v-am spus, erau prea ușoare pentru mine exercițiile, erau prea plictisitoare pentru mine exercițiile și voiam să cânt piese pe care le cânta și fratele meu. Mami a avut de furcă cu mine foarte mult pe tema asta, pentru că probabil era și vârsta în care copilul nu ascultă de părinți și face de capul lui. Îi mulțumesc mamei că a stat lângă mine și a avut răbdarea sfinților, dacă pot să zic așa, pentru că știu că nu sunt o fire cu care pot să lucrez ușor, sunt destul de dificilă și numai ea știe cât am durat cu mine. A trecut și perioada aceasta mai grea cu bine și am început să cânt piese puțin mai avansate, dacă pot să spun așa, cu două mâini. Deja parcă suna altfel acum și începusem să prind drag de pian. Dacă la început trăgea mami de mine să merg la pian și să repet, acum stăteam de drag și repetam 2-3 ore pe zi. Îmi plăcea foarte mult, mai ales că puteam să cânt orice piesă îmi doream eu. Țin să precizez un anumit lucru, și anume faptul că talentul acesta de a cânta la pian se axează mai mult pe o anumită parte, adică în dreptul meu. Eu pot să ascult o piesă și să o cânt la pian apoi, aproape exact cum o cântă originalul, pentru că consider că ăsta este talentul meu. Sunt pianiști care au și alte talente, de exemplu soțul meu este la fel un foarte bun pianist și talentul lui la pian este acela de a cânta după note exact. Eu nu sunt chiar așa, adică eu cânt după note, pot să cânt exact, însă îmi place să înfloresc, îmi place să adaug de la mine, îmi place să îmbogățesc. Nu îmi place niciodată să păstrez exact linia aceea dreaptă. Deci acum sper că ați înțeles mai bine ce am vrut să zic prin diferite talente și inclinații la pian. Sunt foarte mulți pianiști, fiecare cred că are talentul lui. Nu știu cum vi se pare vouă, însă mie mi se pare super interesant. E fain să știi că sunt oameni care sunt talentați, care cântă, de exemplu, la pian, însă totuși sunt diferiți printr-o anumită chestie, cum am spus și eu acum. Sunt sigură că sunt mulți care pot reproduce la prima vedere o piesă, însă niciodată nu va fi persoană care o va face așa cum o faci tu. Deci suntem cu toții unici și unici prin felul nostru de a cânta, unici prin felul nostru de a fi. Am făcut pian timp de 8 ani, din clasa 1 până în clasa 8, bineînțeles cu pauze, cu vacanța mare, așa o numeam noi, cu vacanța mare, în care stăteam acasă, nu mergeam la pian. Mă bucuram și eu de zilele de vacanță. Și țin minte, când am schimbat profesorul, am mai făcut un pic pauză. Am avut prima dată o profesoară din oraș cu care am făcut pian până în clasa 6, dacă țin eu bine minte. Iar apoi am schimbat-o pentru că am întâlnit niște probleme, nu voia să mă ajute cu anumite lucruri pe care voiam eu să le fac. Și încă o chestie, ea era destul de exigentă cu mine. Țin minte că eu eram o fire foarte sensibilă și la fiecare ghion sau, nu știu, un dat peste mână, plângeam. Eram foarte sensibilă și nu mi-a plăcut chestia asta. Așa că i-am spus lui mami că eu nu mai vreau să mă duc la profesoara aia și că vreau să îmi găsească pe altcineva. Mami s-a gândit la ce soluție ar avea și s-a gândit să apeleze la cineva din satul nostru, din satul unde stăteam. O doamnă foarte de treabă, de aceeași religie cu noi și
care m-a luat și datorită ei am ajuns cine sunt astăzi. Ea a investit foarte mult în mine, am început să fac cu ea piese clasice pentru că până atunci nu făceam decât... Poate cunoașteți denumirile acestea de cărți, Bayer, Bleed, Doremi, Cerny, și din Cerny făceam. Însă nu erau piese grele, erau piese de la același nivel, adică, ba nu, din Cerny cred că erau și mai grele, însă profesoara mea le alegea tot timpul pe cele mai ușoare. Și de câțiva ani, de 6 ani, pentru că am făcut cu ea, tot stagnam și nu mai avansam, parcă nu mai progresam la pian și nu mi-a plăcut treaba asta. Iar apoi am schimbat profesoara și am început să fac piese clasice, ceea ce până atunci nu se mai întâmplase. Adică Cerny este și el, face parte din piesele clasice, dacă pot să zic așa, însă m-a pus să fac piese mai grele, piese care erau mai dificile din punctul meu de vedere, deși acum când stau să mă gândesc, erau niște piese foarte ușoare. Să vă dau un exemplu, Preludiu de Bach, pe care îl îndrăgesc și în ziua de astăzi și este o piesă simplă, însă este dragă sufletului meu și la momentul respectiv mie mi se părea foarte grea. Dânsa mi-a insuflat această dragoste pentru piesele clasice, care până atunci nu erau decât, nu știu, niște lucruri la care eu nu puteam ajunge, nu mă gândeam eu că o să pot când vreodată, nu știu, Sonata Lunii sau Canon de Pachelbel. Ei bine, cu această profesoară mi-am putut îndeplini acest vis să cânt orice piesă. Aveam eu o carte de Disney și acum o țin minte, sper să găsesc o poză să inserez pe aici sau ceva. Aveam o carte de Disney unde erau piesele din desenele animate de la Disney. Țin minte și acum cât bucurie am avut în suflet când am reușit să cânt melodia de la Peter Pan, aceea cu Never Smile at the Crocodile. Mi-a plăcut foarte mult acea piesă și când am văzut că este în carte și că a acceptat profa mea ca să o învățăm, am fost super fericită. Și multe alte piese, de la Frumoasa Adormită, de la... ce mai era? De la Winnie the Pooh. Ce mai erau? Erau foarte multe piese, de la Pisicile Aristocrate, de la Lady and the Tramp, multe desene animate super faine. Datorită ei, după cum am spus, am ajuns să avansez la pian și să reușesc să ajung la stadiul în care puteam să fac o piesă nouă, singură, de capul meu, să o învăț. E adevărat că nu am făcut foarte multă teorie, deci nu știu foarte multă teorie la pian, nu aș putea să predau la cineva, însă pentru mine este de ajuns să știu eu să cânt la pian și să știu eu bazele pianului, să știu eu bazele teoriei. Am terminat și clasa 8-a și trebuia să plec la liceu. A fost greu pentru că a trebuit să întrerup orele de pian, cam aici s-a terminat predatul, dacă pot să zic așa. Și a trebuit să mă descurc singură. Am intrat la liceu Adventist din București, la profilul teologie, și acolo am întâlnit un profesor de pian super tare, Mihai Bejenariu, cei care știți și liceul Adventist îl cunoașteți și pe el. Este un profesor haios, este foarte talentat și, nu știu, super de gașcă. Mi-a plăcut foarte mult, din prima m-am atașat de el. Și el a văzut și că sunt talentată, că îmi place să cânt la pian, că sunt, nu știu, printre pianiștii buni și m-a pus să cânt la pian. El a fost atent cu mine și m-a pus să cânt la pian cu corul și nu numai. Și mi-a plăcut foarte mult treaba asta pentru că am prins curaj și am reușit să dezvolt în mine, nu știu, o dragoste și mai mare pentru pian. La un moment dat l-am rugat să facă ore cu mine de pian, însă nu a vrut. Țin minte că mami chiar s-a dus la el și l-a rugat frumos de 2 ori, cred că, să accepte să facă ore de pian cu mine. Însă el a spus asta și țin minte și acum, pentru că mami mi-a spus și era uimită.
Fata dumneavoastră nu are nevoie de un profesor de pian. Ea trebuie să muncească singură. Când am auzit chestia asta, am rămas mască pentru că nu mă așteptam. Mă așteptam să-mi spună că, băi, da, are nevoie de un profesor, că nu cântă chiar atât de bine. Mă așteptam să zică, nu știu, ceva mai descurajator. Însă el a spus că eu nu am nevoie de profesor și treaba asta a fost pentru mine wow. E adevărat că aveam acces oricând la pian. Aveam un pian în cantină unde mâncam, unde aveam acces oricând și mă duceam, dacă nu în fiecare zi, hai la două zile, mă duceam cu dosarul meu, aveam un dosar așa mare, plin cu partituri și mă duceam și cântam. Țineam legătura și cu profesoara mea, cu fosta mea profesoară, mă mai suna din când în când, o mai sunam și eu și mai vorbeam cu ea. Păstrasem caietul, pentru că atunci când făcusem orele de pian, aveam un caiet în care îmi scria de fiecare dată ce trebuie să mai repet, cum a fost și așa mai departe. Și mă uitam tot timpul în caietul ăla și încercam să țin cont de ceea ce îmi scrisese profesoara mea acolo. Pentru mine a fost o perioadă super faină liceul, nu știu cum a fost pentru alții, însă clasa noua a fost the best. Am cunoscut foarte multe persoane super faine, prietenoase, cu care am rămas și acum în legătură și prietenă. Și datorită lor am reușit să avansez și mai mult. Mă încurajau tot timpul pentru că vedeau că eram talentată și cântam din suflet, pentru că asta îmi spuneau toți. Îmi place foarte mult cum cânți la pian, pentru că tu cânți din suflet, cânți cu toată inima. Și lucrul acesta m-a ajutat, mi-a dat avânt și în liceu a fost, nu știu, dacă pot să zic așa, apogeul vieții. Acolo m-am dezvoltat cel mai mult și acolo am fost cea mai bună versiunea mea. Nu vreau să mă laud, nu vreau să sune laudă, însă așa a fost. M-am simțit că acolo a fost cea mai tare parte a vieții mele, cea mai, nu știu, cea mai bună parte a vieții mele. Am amintit mai devreme de profesorul ăsta al nostru de muzică. El îmi dădea foarte multe piese sau acompaniamente de cor pe care eu trebuia să le învăț și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult. Mi-a dezvoltat aptitudine, dacă pot să zic așa, aptitudinea asta, sau nu știu exact cum să mă exprim, însă mi-am dezvoltat foarte mult cititul ăsta la prima vedere. Mi-era mai ușor acum să citesc din nou partituri la prima vedere și puteam să cânt cam orice. Mi-era greu pentru că eram învățată cu profesoara mea care îmi punea tot timpul digitația, pentru că dacă nu știți, la pian ai nevoie la o piesă de digitație ca să poți să o cânti armonios și frumos și, nu știu, așa, într-o ordine. Așa că pentru mine a fost destul de greu să fac treaba asta, însă nu m-am lăsat bătută și cu încurajări de la ea, de la oamenii care mă apreciau, de la profesor, am reușit. Am reușit să cânt acompaniamente. Bineînțeles că nu le cântam perfect, tot timpul greșeam și acum mi se întâmplă foarte des să greșesc la pian pentru că nu repetam destul de mult și eu sunt și genul de persoană care sunt de lăsătoare. Mă las pe tânjoală și spune-i lasă că talentul mă ajută, însă recunosc că asta este o greșeală și nu ar trebui să fac așa. Știu că ar trebui să mă îndrept și să repet cât mai mult la pian și acum. Acum v-am spus nu am pian, însă abia aștept să-mi cumpăr. Strâng acum bani pentru el și abia aștept să-mi cumpăr și să împărtășesc și cu voi anumite piese, nu știu. Poate o să fac și live-uri și mai multe videoclipuri pe domeniul acesta, în domeniul acesta, cu pianul, cu muzica. Legat de stilul meu de muzică, nu am un stil anume, îmi plac mai multe, însă, cum să zic, am luat din fiecare câte ceva, dacă pot să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult stilul jazz, îmi place și la momentul actual stilul romantic, îmi place și stilul gospel, undeva între astea trei sunt și eu pe acolo. Dar nu pot să zic că am un stil anume, că sunt în căutare. Încă nu mă aflu la un punct din viața mea în care să zic, mă, eu sunt pe genul acesta de muzică, pe mine în direcția asta poți să mă iei ca să îți cânt.
Mai am foarte multe de învățat, după cum am spus. Niciodată nu cred că te oprești din învățat la muzică. Tot timpul înveți, 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 ca în orice domeniu altfel. Cam acesta a fost story time-ul. Cam aceasta a fost experiența mea, cum am învățat să cânt la pian. Și la sfârșit țin să mulțumesc din toată inima mea pentru răbdarea pe care a avut-o mamei cu mine să mă duc în fiecare marți la pian și să se țină de mine ca să repet în fiecare zi să ajung unde am ajuns în ziua de astăzi. Nu zic că sunt o pianistă de excepție, sunt o pianistă recunoscută în toată lumea, însă la nivelul la care sunt, sunt foarte mulțumită și deși știu că mai am foarte mult de exersat, însă știu că așa cum sunt, unde sunt eu acum, este doar datorită ei, pentru că a avut perseverența asta și dorința asta în suflet să avansez și să fiu la un stadiu de care să fiu mândră atât eu cât și ea. Și pentru treaba asta îi mulțumesc foarte mult și, nu știu, cred că a fost cea mai bună decizie pe care a putut să o ia vreodată, pentru că m-a ajutat atât în viață, în legătura cu oameni, cât și, nu știu, mental, psihic, pentru că, nu știu dacă am menționat până acum, însă eu atunci când eram supărată și aveam, nu știu, perioade mai dificile, mă duceam și cântam la pian și mă linișteam. Pentru mine pianul a fost și este cel mai mare refugiu atunci când am avut o problemă în viață, când am trecut prin greutăți. Pianul a fost cel care m-a ajutat să trec peste, cântând la el, bineînțeles. Cântând la el am putut să-mi exprim sentimentele întotdeauna și să arăt lumii cine sunt eu. De asemenea, țin să mulțumesc și profesoarelor mele de pian. Știu că prima profesoară nu mai trăiește, din păcate, însă țin să-i mulțumesc chiar și așa, pentru că ea mi-a pus bazele pianului și că datorită ei am reușit să ajung să cânt la pian. Iar pentru a doua profesoară, care încă trăiește și slavă Domnului, mai îmi scrie câteodată, mai vorbim și ne mai salutăm. Mulțumesc din suflet, doamna Magdalena Toma, pentru a investit în mine tot ce a avut mai bun și m-a ajutat să ajung cine sunt astăzi la capitolul muzică. Mă mândresc cu ea, cu orele pe care le-am avut cu dânsa și mă mândresc cu faptul că am putut să fiu eleva ei. Cam acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. În viitor am spus că o să mai adaug videoclipuri în care eu cânt la pian. Dacă sunteți chiar curioși, dacă sunteți pentru prima dată la mine pe canal, eu am câteva videoclipuri, cred că două sau trei, dacă nu mă înșel, în care cânt la pian. Sunt videoclipuri mai vechi. Eram eu destul de micuță, însă dacă sunteți curioși, puteți să le urmăriți. La fel, mai am pe Facebook două live-uri pe care le-am făcut și cred că mai am și câteva videoclipuri cu mine cântând la pian. Dacă sunteți curioși, puteți să intrați acolo să vedeți despre ce este vorba și să îmi spuneți ce părere aveți. Dacă vă place, eu o să filmez și în viitor alte videoclipuri în care doar cânt la pian. Sper să reușesc treaba asta, doar aștept să strâng bani să reușesc să-mi cumpăr pian și apoi o să facem de toate și live-uri și videoclipuri, abia aștept. Da, deci cam acesta a fost videoclipul meu, sper că v-a plăcut povestirea mea sau povestea vieții mele și experiența mea de lungul timpului. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like la acest videoclip și să vă abonați canalului meu dacă sunteți noi și nu v-ați abonat până acum. Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați uitat la acest videoclip și că sunteți alături de mine. Să aveți o zi frumoasă sau o seară frumoasă în funcție de când vă uitați la acest videoclip și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa!